Bine v-am regăsit! Ne aflăm în Varna, în zona de început de promenadă, unde este digul pe care localnicii vin să pescuiască și unde există și o plajă neamenajată, fără salvamar, unde se poate face fără niciun fel de problemă baie sau plajă în limita spațiului disponibil. Locația se află exact la începutul promenadei, undeva înainte de a ajunge la acvariu, venind dinspre Constantin și Elena, se face stânga într-un sens giratoriu și apoi se coboară destul de abrupt, iar de acolo începe promenada modernizată, care o să o prezint și într-un film viitor, dar o avem deja pe canal, prezentată de anul trecut. A fost reabilitată cu fonduri europene, s-au creat foarte multe locuri de parcare și este un punct în care de obicei se întâlnesc tinerii bulgari sâmbătă seara. Filmările din dronă sunt de a doua zi, de duminică dimineață, când marea deja era liniștită, și am ales să le folosesc pentru a vedea mai bine coloritul Mării Negre atunci când nu sunt valuri. Sâmbătă au fost valuri, a fost și un pic de soare cu nori și un pic de ploaie, și duminică, 15 septembrie, am prins după ora 10:30, a început să plouă și, cum am prezentat într-un videoclip anterior, a plouat destul de tare în drumul spre vamă. Vă prezint plimbarea noastră de sâmbătă seară alături de pisicuțele de pe promenada din Varna, care sunt foarte calme și drăgăstoase. Vă invit să urmăreți și celelalte filmulețe și pe cele viitoare pe care le voi posta din această scurtă mini-vacanță de aici, din Varna. Vizionare plăcută și toate cele bune! Iar dacă v-au plăcut videoclipurile, un like și un subscribe m-ar ajuta. Dacă nu v-au plăcut, vă rog, comentați și spuneți ce nu v-a plăcut pentru a remedia. Mulțumesc și vizionare plăcută! Da, ce frumușei sunt, mă! Ce frumușei sunt! Ce? Ah.
Asta toarce? PC. PC.
vă mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept pe canal la viitoarele filmulețe sau, de ce nu, și la cele care sunt în moment prezente pe canal. Toate cele bune!